Bună seara și bine ați venit la cel de-al doilea training online pe care îl organizăm despre AdWords. Alături de noi este Cristian Ignat, de la Două Parale. Cristian, ai legătura. O să-ți... Salut! Bine v-am găsit din nou. Mă bucur că sunteți într-un număr atât de mare, aproape la fel de mulți ca și ieri. Ok, dacă ieri am discutat despre ce se face înainte a pornirii unei campanii Google AdWords, și anume cum să-ți stabilești publicul țintă, cum să-ți analizezi site-ul și cum să lucrezi un pic la îmbunătățirile pe site, cum să stabilești obiectivele site-ului și așa mai departe. Astăzi o să discutăm despre Google AdWords. Și în cea mai mare parte o să discutăm despre campanii search, pentru că practic asta vă ajută și pe voi foarte mult să profitați de acel grant oferit de Google în valoare de 10.000 de dolari pe lună. Bun, astăzi o să lucrăm pe un cont real. Am creat un cont nou Google AdWords și o să mergem pas cu pas de la crearea unei campanii prin toate setările care sunt campanii. O să creăm niște grupuri de cuvinte cheie, o să discutăm despre tipurile de cuvinte cheie și așa mai departe. Pe toată durata webinarului o să vă rog, dacă aveți întrebări, să le postați acolo și o să încerc să le iau pe toate. Aș vrea ca întrebările să fie strict legate de Google AdWords, în special de la cei care rulează deja campanii Google AdWords. Problemele pe care le-ați întâmpinat până acum, dacă aveți neclarități, dacă vreți să faceți anumite targetări și nu ați reușit și așa mai departe, astfel încât, practic, aceste întrebări și răspunsuri să fie utile tuturor participanților din acest webinar. Bun, să începem. Cam așa arată un cont de Google AdWords, un cont fresh de Google AdWords. O să dăm click pe Create Your First Campaign. Apropo, eu lucrez prin de față în AdWords în limba engleză și vă sugerez să faceți și voi același lucru. Asta pentru că traducerile în limba română sunt destul de forțate uneori și dacă o să aveți vreodată o problemă și o să căutați pe Google, găsiți răspunsul mult mai ușor în limba engleză și o să fie o discrepanță destul de mare între ce găsiți în engleză și ce încercați să găsiți în română. Bun. Voi aici, dacă ați aplicat pentru un Google Grant și v-a fost aprobat, o să aveți acces doar la campaniile de search. O să alegem campania search cu all features. Aici introducem numele campaniei și să spunem că facem o campanie pentru 2%, da? Pentru o atragere de formulare pentru 2%. Campania o să se numească S2%. S vine de la search. E obișnuință la mine să notez campaniile cu S în față de la search. Mai departe avem așa. Locations. La locations o să dorim să targetăm doar publicul din România. Iar apoi limba utilizatorilor. Aici este foarte important să targetăm chiar aceste limbi pe care le sugerează și Google, și anume engleză, maghiară și română. Și este important să targetăm pe toate trei, deoarece limba targetată are legătură și cu limba setată în browser. Da? De exemplu, eu am setat browserul în limba engleză. Și dacă nu ați targeta limba engleză, nu o să ajungeți la mine. Ok. Aici sărim peste Shopping Channels. Ok. Eu aici folosesc de regulă manuale Set My Bids for Clicks.
Și asta pentru a avea mai mult control asupra biturilor. La partea de bid, puteți să începeți cu maximul care vi permite Google Grant-ul, care este de 2 dolari, să spunem 6 lei în cazul nostru. Și la partea de buget pentru campania aceasta este de 100 de lei pe zi. Ok, aici mai avem câteva setări. Avem extensiile. Extensiile sunt foarte importante în ultima perioadă, de când Google și-a modificat modul de calculare al AdRank-ului. AdRank-ul este un criteriu după care Google afișează reclama noastră mai sus sau mai jos în motorul de căutare. Iar acest AdRank este dat de quality score și de bidul pe care noi îl licităm. Iar în ultima perioadă s-a făcut un update în care ei spun că se ia în considerare și aceste ad extensions. Da? Deci este foarte important să ne setăm și ad extensions, dar o să ajungem ulterior la ele. Advanced settings, schedule, dacă vrem să facem o campanie punctuală, de exemplu, vrem să facem o campanie care se încheie pe o anumită, după o anumită perioadă, aici putem să setăm data de sfârșit a campaniei. Să spunem că avem o campanie care se oprește pe 31 iulie, o să punem aici data de 31 iulie și ea se va opri automat în acea dată. Mai mult decât atât, putem să setăm campania să ruleze între anumite ore, dar nu cred că este cazul. Ad delivery, această opțiune se referă la modul în care se livrează reclamele noastre. Și sunt patru moduri de livrare a acestor reclame. Prima și cea default este Optimize for Clicks și Google ne va afișa reclamele astfel încât cele care au o rată de click mai mare vor fi afișate mai mult. A doua este Optimize for Conversions și anume Google va afișa mai mult reclamele care convertesc mai bine. Și ultimele două pe care noi le folosim cel mai mult, Rotate Evenly și Rotate Independently. Și spun că noi le folosim cel mai mult deoarece prin această metodă Google va roti reclamele noastre, va afișa reclamele într-un mod egal, astfel încât noi să putem analiza manual performanța acestor reclame. De exemplu, dacă avem într-un grup 3 reclame, din 100 de căutări, el va afișa cam 33% fiecare din această reclamă, cu aproximație. Știind că aceste reclame sunt afișate în mod egal, fiecare, pot după aia să analizez eu manual să văd care reclamă a avut rata de click cea mai mare, care reclamă a avut rata de conversie cea mai mare, dacă am setat toate conversiile și așa mai departe. Și aici o să selectez Rotate Independently. Este bine să setăm această opțiune dacă chiar avem timp să ne uităm și să analizăm aceste statistici. Dacă nu avem timp, ok, este la fel de bine să rămânem cu opțiunea default și anume Optimize for Clicks. Ok, Keyword Matching Options. Aici nu cred că are rost să facem vreo modificare. Aceasta face referire la modul de targetare al pluralului în funcție de cuvintele cheie introduse de noi. By default, se vor targeta și substantivele la plural, misspelling-urile și variațiile de cuvinte cheie. De exemplu, dacă este să avem în contul nostru cuvântul cheie formular 200, atunci prin prima opțiune va fi targetată și căutarea formulare 200. Ok. Acest lucru nu ne interesează, este chiar advanced și la fel și acest dynamic search ads. Ok, acest dynamic search ads este de fapt destul de interesant de testat, mai ales că ieri, în webinarul de ieri, mi-au spus câteva ONG-uri că au ca și obiectiv citirea de conținut. Citirea conținutului de pe site. Okay? Și o să vă zic un pic despre cum funcționează acest Dynamic Search Ads. De fapt, cel mai bine este să creăm o campanie. Hai să creăm întâi o campanie cu Dynamic Search Ads.
Și o să vedem și cum funcționează. Doar că această campanie nu o să se mai numească 2%, o să se numească chiar așa DSA, Dynamic Search Ads General. Și după aceea facem și campania cu 2%. Mi-am dat seama că este important și acest tip de campanie, deoarece sunt, în general, ce am văzut, ONG-urile chiar au mult conținut pe site. Ok, hai să luăm unul din exemplele de ieri. Să luăm pe acesta, de exemplu, cu grădinițele. Ok, aici introducem numele domeniului, limba în care este site-ul. Și să spunem că este în română. Bun. Aici creăm o campanie, de fapt nu, am creat o campanie generală, dacă nu mă înșel. Ok, numele grupului general. Aici o să vină titlul campaniei, titlul reclamei, să spunem, mai să vedem ce reclamă facem pentru asociația. Fiecare copil are dreptul la o educație. Fiecare copil ajută copiii. Aici este display-ul LL. Ok, să trec un pic prin toate acestea și să spunem că linkul paginii destinației este chiar acesta. Bun. Atunci când creăm o reclamă în Google AdWords are următoarele componente. Are headline-ul, description line 1 și 2, display URL-ul și pagina destinației. Fiecare din aceste câmpuri este limitat, are o anumită limită. Headline are maxim 25 de caractere, description line 1 și 2 35 de caractere, display URL-ul la fel 35 de caractere, iar destination URL-ul are 2048 de caractere. Aici Google ne sugerează și câteva cuvinte cheie. Hai să introducem câteva cuvinte cheie de bază. Ok, ca și cuvinte cheie. Există mai multe tipuri de cuvinte cheie. Primul dintre ele și by default este broad match, și anume cuvintele cheie care sunt introduse așa cum sunt ele, grădinița, copii, grădinița, acest cuvânt este de tip broad match. Broad match înseamnă faptul că se targetează general. Este o targetare generală. Pornind de la acest cuvânt cheie, reclamele noastre vor apărea pentru toate combinațiile de cuvinte care pot conține și copii și grădinița sau doar copii, doar grădinița și așa mai departe. Da? De exemplu, reclama noastră poate să apară și pentru căutarea grădinițe în București. Da? Sau copii care merg la grădiniță sau și așa mai departe. Deci este o targetare foarte, foarte generală. Un alt tip de cuvânt cheie este Broad Match Modifier. Broad Match Modifier
se introduce folosind un plus în față, și anume plus copii plus grădiniță. Iar acest lucru ce înseamnă? Înseamnă că targetăm toate căutările care conțin și copii și grădiniță. Noi, de exemplu, folosim cel mai mult acest tip de cuvânt cheie, ce anume broad match modifier. De ce? Pentru că limităm un pic aria de căutări. Da? Deci o să targetăm doar căutări ce conțin atât copii cât și grădiniță în aceeași căutare. Următorul este phrase match, dacă scriem în ghilimele copii grădiniță. Iar în acest tip de cuvânt cheie targetăm toate căutările care conțin copii grădiniță în această ordine. Deci, practic, trebuie ca cineva să scrie copii grădiniță București, de exemplu, sau analize copii grădiniță. Dacă cineva va căuta analize copii grădiniță, va apărea reclama noastră. Dacă cineva va căuta copii la grădiniță, nu va apărea reclama noastră, pentru că este pus la în mijloc. Și ultimul tip de cuvânt cheie este exact match, și anume copii grădiniță, scris între paranteze pătrate. Iar dacă folosim acest tip de cuvânt cheie, reclamele noastre vor apărea pentru căutări exacte. Deci vor apărea doar când se caută fix cuvintele cheie introduse de noi între paranteze pătrate. Ok, acum să revenim, o să folosim broad match modifier, și anume copii plus grădiniță. Grădiniță copii. Putem să punem și analize copii plus grădiniță. Și așa mai departe. Spunem că avem aceste trei fraze, avem bilul de 6 dolari. Save, setup billing later. Ok, și acum așa arată grupul nostru de scuze, așa arată grupul nostru de cuvinte cheie. Bun, la ce ne uităm aici? După ce am setat această campanie, aici avem și după ce am creat această campanie default, așa cum vă spuneam ieri, ar trebui să ne setăm niște obiective. Ar trebui să măsurăm ceva anume. Dacă obiectivul vostru este să măsurați cum îi spune, conținutul, ce anume aveți ca obiectiv ca publicul să afle de conținutul pe care îl aveți voi pe site, atunci ar trebui să vă setați obiectivele din Google Analytics și să le importați în Google Ads. Acest lucru se face de aici. Mergem în Conversions. Dăm click pe New Conversion. Și aici putem da, scuze, de aici. Nu cred că mă lasă pentru că nu am legat contul de AdWords Analytics. Ar trebui să avem contul AdWords legat de contul de Analytics pentru a putea face acest lucru. Hai să definim o conversie, să spunem că ne interesează să măsurăm vizitatorii care au ajuns pe o anumită pagină. De exemplu, downloadul de formular. Da. Save and continue. Ok. Aici setările astea ar trebui să le lăsăm așa. Aici vom pune aceeași valoare pentru toate conversiile, să spunem că are aceeași valoare. Aici diferez această opțiune pentru a nu mai afișa această minunăție, dar este foarte important ca noi să precizăm în rubrica de privacy că stocăm anumite informații. Save and continue. Aici dăm click pe IMX changes to the code. Iar acest code
Practic, dăm clic dreapta, copy, și îl trimitem programatorului care ar trebui să-l pună pe pagina de thank you, și anume o pagină pe care utilizatorii ajung după ce completează formularul nostru. Da, de obicei este ceva de genul ovid.ro/mulțumim sau ovid.ro/formular completat și așa mai departe. Codul acesta trebuie pus pe acea pagină. Iar codul respectiv trebuie pus o singură dată, astfel încât Google va ști ori de câte ori cineva ajunge după pagina care urmează după ce s-a completat formularul respectiv. Okay? Deci este foarte important ca înainte să luăm o campanie să avem niște conversii definite. Să spunem că avem ca obiectiv acest domeniu de formular. Mergem înapoi în Campaigns. Okay. Aici avem campania DSA generală, care de fapt nu este campania DSA. În general avem un singur grup cu aceste cuvinte cheie. După ce începem să primim trafic pe aceste cuvinte cheie, unul din rapoartele cele mai importante pe care ar trebui să le analizați este acest Details See Search Terms Report. Deci dați click la nivel de cuvânt cheie pe Details, apoi pe Search Terms și All, iar după ce dați click aici, veți ajunge pe acest raport. Acest raport o să vă afișeze care sunt căutările făcute de utilizatori și pe care s-au dat click astfel încât ei să ajungă pe site-ul vostru. Și în special pentru cei care rulează deja campanii Google AdWords, ar trebui să faceți chestia asta cât mai repede. Aici o să aveți o fel de surprize, pentru că dacă voi ați setat cuvinte cheie generale aici, de tip broad, sau chiar și de tip broad match modifier, cum sunt acestea, o să vedeți ce se caută cu adevărat, cu care sunt cuvintele cheie targetate și pe care s-a dat click pentru a se ajunge la voi pe site. Pornind de la acest raport, vă puteți da seama de cuvinte cheie negative și anume dacă vă dați seama că anumite căutări nu au legătură cu ONG-ul vostru, puteți să le adăugați ca și negative. Și mai mult decât atât, vă puteți da seama care cuvinte cheie v-au scăpat. Da, dacă sunt cuvinte cheie importante pentru ONG-ul vostru, puteți să selectați cuvintele cheie respective și să creați grupuri separate cu acele cuvinte cheie. Vorbeam de negative. La nivel de grup, putem să dăm click aici pe Negative Keywords și de aici adăugăm cuvinte cheie negative. Este foarte important să folosim aceste cuvinte negative și o să vă spun de ce. Google este foarte importantă relevanța, așa cum am mai spus și ieri acest lucru, dar o să repet. Pentru Google este foarte importantă legătura dintre cuvântul cheie căutat, reclama afișată și pagina de destinație. Google vrea în principal ca utilizatorii să aibă o experiență cât mai plăcută în motorul de căutare. Iar această experiență plăcută se traduce prin afișarea unor rezultate, reclame, în cazul nostru, relevante pentru utilizatori. Da? Dacă reclamele noastre, reclamele pe care le creăm noi, nu sunt relevante pentru căutările introduse de noi aici, prin cuvintele cheie, atunci, practic, utilizatorii nu vor da click pe reclamele noastre, vor da click pe alte reclame, iar noi vom fi penalizați. Vom fi penalizați pentru un scor de calitate. Și iarăși acest scor de calitate îl putem vedea de aici, Columns, Customize Columns, Attributes și Quality Score. Ok? Eu de obicei îl mut mai sus, Apply. Da. Deci acesta este Quality Score oferit de Google. E, folosind aceste cuvinte cheie negative, putem să limităm afișarea reclamelor noastre pentru publicul care este relevant pentru noi. Și o să vă dau un exemplu din domeniul de papetărie. De exemplu, dacă vom folosi cuvântul cheie plic și plicuri, deci plic, să spunem că avem un
magazin care vinde plicuri din domeniul papetărie și folosim plici și plicuri. E, pornind de la cuvântul cheie plicuri, reclamele noastre vor fi afișate și pentru căutări de genul poșete plic sau genți plic. Da? Pentru că poșete plic și genți plic includ cuvântul plic în căutare. Dacă noi am avea o reclamă de genul peste 15 modele de plicuri livrate rapid de comandă acum, atunci utilizatorul care a căutat poșete plic sau genți plic va considera că este vorba despre poșete plic, pentru că asta căutase el. Va ajunge pe site și va pleca instant pentru că găsește plicuri. Da? Deci este o experiență negativă a utilizatorului, iar Google le va penaliza din punct de vedere relevanță. Mai mult decât atât, pornind de la plic și plicuri, există căutări de genul plicuri cu etnobotanice sau plicuri cu droguri și așa mai departe. Și credeți-mă că există. Iar publicul respectiv va da click pe acea reclamă. Da? Deci, noi, de exemplu, în exemplul acesta cu plici și cu plicuri, cu magazin de papetărie, nu vrem să fim afișați pentru acest public. De aceea, de aici, o să adăugăm ca și negativ poșete, genți, droguri, etnobotanice și așa mai departe. Deci, acest lucru ar trebui să-l faceți și voi. Porniți de la details, see search and reports, that's all, un interval de timp cât mai mare în care ați luat campaniile și vedeți care sunt căutările făcute de utilizator pe care voi le-ați targetat. Ok, și pentru căutările irelevante, încercați să nu apăreți. Dacă nu apăreți pentru acele căutări, practic veți avea o rată de click mai bună, veți avea o experiență mai bună a utilizatorilor pe site-ul vostru și Google vă va crește acest quality score, acest score de calitate. Ok. Bun. Ad extensions. Cel mai folosit ad extension sunt aceste site link-uri, iar site link-urile sunt, să vă dau un exemplu, dacă vom căuta pe Google, acestea sunt site link-urile. Da? Aceasta este o reclamă Google AdWords, acesta este conținutul reclamei și acestea sunt site link-urile. Da? Și practic așa arată site link-urile. Este o metodă de a segmenta publicul care face o anumită căutare și a-l trimite undeva mai apropiat de nevoia sa. Da? Dacă vom căuta, nu știu, rochii de seară, să spunem, acestea sunt site link-urile. Da? Deoarece rochii de seară este o căutare generală și nu știm ce tipuri de rochii caută utilizatorul, putem să segmentăm direct de aici și să-i oferim noi mai multe tipuri. Deci, pentru ONG-ul vostru, gândiți-vă pe ce pagini puteți să-l trimiteți. Da? Puteți să-l trimiteți pe pagina despre ONG, în care se află mai multe detalii despre ONG, puteți să-l trimiteți pe o pagină cu ultimele campanii ale voastre, puteți să-l trimiteți pe pagina unde să poată dona și așa mai departe. Bun. Pe lângă acest site link, avem location extensions. Dacă vrem să afișăm locația atunci când se caută, dar nu cred că este o extensie relevantă pentru voi, o extensie foarte relevantă este cea de call extension. Call extensions. Această extensie funcționează pentru căutările făcute de pe mobil, și anume atunci când cineva caută de pe mobil cuvinte cheie introduse de noi, va avea opțiunea să sune direct la ONG-ul respectiv. Deci dacă este disponibilă această opțiune de a primi telefoane, este foarte indicat să ne setăm acest call extension. Ok, hai să mai creăm o campanie pentru 2% pe asta. Prea generală. Aici, uite, ce ziceam eu de DSA. Acesta este DSA-ul care funcționează pentru voi și care este pe bază de conținut. Da? Cred o campanie generală din aur.
Hai să creăm din nou. Ok, target suggested 6 100 9. Ok. Ok, aici vreau să ajung. Deci, deseară, campaniile de tip Dynamic Search Ads funcționează în felul următor. Este cel mai ușor mod de a crea o campanie în Google AdWords. Și general, ok, cum funcționează această campanie? Practic, Google o să vă analizeze conținutul site-ului vostru. Deci, practic, o să vă analizeze toate paginile din site, fiecare pagină din site-ul vostru. Și el va decide pentru care cuvinte cheie să fiți afișați. O să vă decide care este titlul reclamei voastre și va folosi acest template de reclamă. Iar pe lângă asta, pagina de destinație este setată în mod dinamic. Deci Google decide pentru ce căutare să fiți afișați, ce reclamă să fie afișată și locul unde trimite acea reclamă, în mod automat. Singurul dezavantajul acestei campanii este că nu aveți un control foarte mare. Dar este o campanie pe care o puteți testa și este o campanie prin care puteți găsi idei de cuvinte cheie pentru site-ul vostru. Deci să facem la fel, clicăm în fiecare pagină de grădiniță. Și practic, asta este toată campania pe care am. Asta sunt toate setările pe care trebuie să le facem unei campanii de tip Dynamic Search Ads. Asta nu o să mai fie de general. Și aceasta este campania Dynamic. Bun. Practic, în acest moment, după ce pornim campania, cum v-am zis, Google o să analizeze conținutul vostru de pe site, deci toate paginile de site, și în funcție de căutările care se fac de utilizator și au legătură cu conținutul pe care aveți voi în site, o să stabilească cum să se afișeze reclama și unde să trimite. Atunci vă faceți o astfel de campanie și chiar vă recomand să testați o astfel de campanie să vedeți cum funcționează. Este foarte bine să analizăm acest C-Search Terms. Deci trebuie să fim la nivel de campanie în tabula Auto-Targets. Dacă nu avem tabula Auto-Targets, apărea o săgețică în jos prin care selectăm Auto-Targets și Dimensions. Iar după ce am selectat Auto-Targets, mergem aici, C-Search Terms, și dăm click pe All. Și aici o să vedem un raport care include termenul căutat, headline-ul pe care l-a avut reclama și care s-a setat în mod dinamic. O să avem landing page-ul unde a fost trimis, destination-urile și așa mai departe. Da? Și practic o să vedem ce anume s-a căutat, ce reclamă s-a afișat și unde a trimis reclama respectivă. Ok. Și abia acum o să creăm campania cu 2%. Search only features. Ok. 2%. Hai să facem niște căutări pe Google, formular.
un cuvânt e important pentru gol. Noi atunci când creăm o campanie și adăugăm cuvinte cheie, ne uităm un pic și la concurență. Am discutat asta și ieri. Trebuie să dăm click pe reclamele acestea, chiar dacă din bugetul concurenței. Și apoi ne uităm să vedem cum încearcă concurența să se promoveze cu aceleași cuvinte cheie pe care le cităm și noi. Ok, descărcați formularul pentru declarația 200, facem analiză de bază, vedem despre ce este acest landing page. Și îmi place mie la acest website, dacă nu mă înșel, este că atunci când îl downloadez, este deja completat. Dacă nu mă înșel. Nu? De la 100 pentru. Da, așa cum spuneam, aici este pus deja, este deja completat, cu detaliile ONG-ului respectiv. Da? Deci, practic, acești utilizatori care își downloadează și își printează acest formular, trebuie să-și completeze cu detaliile lor și vă vor dona acei 2% către instituția de aici. Bun. ANAF-ul vă trimite direct către PDF. Este foarte interesant. Deci trimit direct către formularul cu PDF-ul. Practic, sar peste un pas. Oh, ok, hai să facem și reclama. Urmează 2% către asociația video. Și ajută copiii să meargă pro. Aici ar trebui să trimitem către pagina unde este chiar formularul. Coordinație nu este. Nu o să stau să caut formularul, dar trebuie să ajungem pe pagina cu formularul respectiv. Flash de 100. Deci aici ar trebui, pentru a avea un scor de calitate mai mare, ar trebui ca noi să avem cuvintele cheie căutate în reclama text. Da? Deci aici, de fapt, ar trebui să avem grupul, să spunem, 2%. Iar ca și cuvinte cheie o să avem așa, formular 2 plus 100, dacă merge așa, să spunem până așa, plus formularul 2% plus 2% și mai departe, da? Fac setup building later. Ok, nu mai lasă să pun acest 100. Formularul 2, nu cred că sunt căutări care încep cu care se conține și formularul și 2, alte căutări. Ok? Dacă este să creăm un alt grup, mergem de aici și aici punem declarația, formularul 200, completează formularul 200, ajută copiii să meargă la
Și aici să avem cuvinte cheie de genul formularul 200, formular 200, și o să dau eu toate căutările care conțin și formular 200, putem să mai punem declarația 200, declarația 200, aici punem legal. Ok. Încerc mai peste mai multe căutări pentru declarația 200 și formularul 200 decât efectiv pe formularul 2%. Ok, și practic așa extindem campania cu cât mai multe grupuri. E foarte important să aveți grupurile cât mai nișate. Deci nu recomand să aveți o singură campanie cu un singur grup în care să puneți și formularul 200 și formularul 230 și donează 2% și așa mai departe. Pentru că în Google AdWords reclamele, aceste reclame, sunt la nivel de grup. Deci pentru fiecare grup de cuvinte cheie avem mai multe reclame. Iar dacă noi am pune mai multe cuvinte cheie în același grup și nu fac parte din aceeași temă, practic această reclamă trebuie să răspundă la toate nevoile, la toate căutările din acel grup. Și cu cât avem mai multe cuvinte cheie într-un grup, atât șansele ca reclama să răspundă la acele căutări este mai mică. Da? Dacă această relevanță este mică, Google ne va penaliza prin acel scor de calitate. Bun. Ok. Hai să luăm niște întrebări de acum. Madalina? Da, te aud. Salut. Dacă sunt întrebări, sau dacă dumneavoastră folosiți, ați început să folosiți. Ok, avem și o primă întrebare. Daniel întreabă care este scorul de calitate optim. Ok, scorul de calitate optim este de la 7 în sus. Deci un scor de calitate de la 7 este un scor bun. În general, din ce am văzut eu și la alte ONG-uri, acest scor de calitate este sub 7. Și este sub 7 pentru că se adaugă foarte multe cuvinte cheie generale, se adaugă toate cuvintele cheie în același grup, nu există reclame personalizate pe căutările respective. Rata de click este una mică și dacă rata de click este una mică, înseamnă pentru Google acest lucru înseamnă că reclama noastră nu a rezolvat problema pe care o avea utilizatorul, da? Pentru că nu a dat click pe reclama noastră și ne va penaliza pentru acest quality score mic. Quality score mic înseamnă cost pe click mare, care dacă depășește $2, care este limita pusă de Google prin acest Google Grant, practic nu o să mai putem să fim afișați pentru acel cuvânt cheie. Ok. Dacă mai sunt alte întrebări? Ok. Alina ne întreabă, merg combinate plusurile și ghilimelele? Plusurile și ghilimelele. Nu văd de ce ai face combinații între plusuri și ghilimele, sincer. Adică dacă folosești ca și cuvânt cheie phrase match, anume în ghilimele, atunci targetezi toate căutările care conțin cuvintele cheie exact în ordinea respectivă. Deci nu prea văd sensul. Eu recomand să folosesc mai mult Broadmatch modifier-ul. Dacă folosiți Broadmatch, pur și simplu Broadmatch, o să vă loviți chestia asta cu quality score-ul, cu o rată de click mică și așa mai departe. Făcând, utilizând Broadmatch modifier-ul, ar trebui să vă crească acel CTR dacă faceți reclame dedicate pe fiecare temă de cuvinte cheie. Ok. Daniel Bujorean întreabă, vă rog să-mi spuneți de ce unele cuvinte nu sunt permise la căutare, chiar dacă au legătură cu domeniul de activitate, de exemplu sex și infecții sexuale. Deci care cuvinte cheie?
Sex și? Infecții sexuale. Cred că Dan lucrează într-un ONG care se ocupă de creează acest Ok. domeniu. Normal ar trebui să-ți permită. Deci ar trebui să-ți permită. Nu te lasă, știu că este, te restricționează destul de mult atunci când vine partea de display. Dar pentru cuvintele, pentru aceste cuvinte chiar trebuie să-ți permită. Nu văd de ce nu ți-ar permite. Dacă nu te lasă, încearcă să scrii la suportul de la Google. Chiar nu-mi dau seama de ce. Dar cel mai bine, ca să putem rezolva problema, pot să-mi dai un mail separat după aia și mă uit în cont. Și după ce mă uit în cont, pot să fac o idee mai bună. Că așa, la prima vedere, nu-mi dau seama care sunt motivele. Dar n-ar trebui, nu cred că are legătură cu policy-ul Google. O mică corectare. Domnul care a pus întrebarea se numește Dan Negrescu și lucrează într-un ONG care face educație pentru sănătate. Am spus eu greșit numele înainte. Pe ce perioadă ar trebui făcută o campanie? Minim, maxim, întreabă Ana Maria. Nu știu dacă perioada este neapărat importantă, pe cât de important este volumul de date acumulat. De exemplu, dacă putem analiza o campanie la 2 zile și putem analiza o campanie pe interval de timp de o lună. Și asta în condițiile în care, dacă în 2 zile avem, nu știu, 100.000 de clicuri, să spunem, sau 100.000 de clicuri este un volum foarte, foarte mare. Dacă în 2 zile avem 5.000 de clicuri, atunci putem să analizăm o campanie și la 2 zile. Dacă noi într-o lună avem 300 de clicuri, atunci putem să facem analiza dată pe lună. Deci este în funcție de volumul de date pe care îl avem pe interval de timp. Ca și volum de date, sugestia mea este să așteptați să aveți un minim de, nu știu, 1000 de clicuri ca să puteți să le analizați și să vă uitați la rate de click, la conversii, dacă aveți setate anumite conversii și așa mai departe. Ok. Raluca Furtună ne întreabă, atunci când adăugăm cuvinte cheie, ele trebuie adăugate cu plus? Își cere scuze că a intrat mai târziu și... Nu e nicio problemă. Da, dacă vrea să folosească Broadnet Modifier-ul, e recomandat să, de fapt, așa se adaugă cu plus. Noi folosim doar acest tip de cuvinte cheie, să nu doar la acest tip, de la acest tip de cuvinte cheie pornim, de la Broadnet Modifier. Deci nu folosim Broadnet-ul pur și simplu. Deci, da, se adaugă cu plus în față. Deci, prin plus, îi spui lui Google că o să fie afișat pentru toate căutările care conțin și un cuvânt și celălalt. Ok. Raluca Boroza ne întreabă, ne mai puteți explica o dată detalii legate de licitație și setarea cost per click. Mulțumim. Ok. Dacă vorbim de Google Trend, eu aș merge pe suma licitată cât mai mare, adică maximul pe care îl permite, și anume 2 dolari. Cu asta vă va poziționa practic reclama cât mai sus în motorul de căutare, dacă are legătură cu, dacă cuvintele cheie pe care le citați chiar are legătură cu domeniul de activitate. Aici este o întreagă, mă rog, este o întreagă teorie despre cum se licitează, cât se licitează și așa mai departe. Sunt tot felul de strategii prin care puteți să apăreți mai sus sau mai jos, dar la voi, sincer, nu cred că este, chiar nu cred că este cazul. Ok. Adriana Gheorghe de la Ecoteca ne spune așa. Sunt la Ecoteca, un ONG de mediu. Știu că putem promova prin AdWords un singur site. ONG-ul nostru a dezvoltat un alt site care reprezintă o platformă de evidență și raportare a deșeurilor, raportaredeșeuri.ro. Noi vrem să promovăm acest site prin intermediul site-ului Ecoteca. Dacă facem o secțiune pentru platformă pe site-ul Ecoteca, este eligibilă pentru promovarea platformei pe site-ul Ecoteca? Ok, aici cred că se referă la un singur site, ok, un singur site dintr-un contest care A a fost primit. acceptat în, da, Da. care a primit grantul de la Google. Din câte știu, nu poți să promovezi două site-uri.
Deci nu cred că are cum să promoveze și site-ul Ecoteca și platforma. Deci, nu știu, ar trebui să creeze un alt win ce pe care primească grant, dacă nu mă înșel. Dar cred că mai în măsură la această întrebare sunt cei de la Google să vă răspundă. Mai bine scrieți lor și încercați să aveți un răspuns oficial de la ei. Dacă mai sunt întrebări, am citit pe toate. Eu să-mi permit să spun și eu o întrebare, Cristian. Sigur. Noi folosim de ceva vreme Google Grants-urile și întrebarea mea este ce faci după ce ai făcut câteva anunțuri, funcționează și teoretic se întâmplă lucruri. Le modifici anunțurile sau că Ok. traficul se modifică, adică sunt luni când am trafic foarte mare și luni când e un trafic mai mic, având aceleași anunțuri. Întrebarea mea este dacă trebuie să modificăm anunțurile sau nu. După cum am Ok, făcut ai înțeles. putea să modifici anunțurile în ideea în care nu e suficient de relevant. De exemplu, intri în grupul respectiv. Okay. Ca să faceți o analiză, când faceți o analiză a contului AdWords, ar trebui să urmați următorii pași. Mergeți la nivel de campanie, sortați campaniile după cost, astfel încât prima campanie să fie cea mai campanie care a cheltuit cel mai mare buget. Și asta pentru că vreți să vă uitați în campaniile în care dacă faceți o schimbare, va avea cel mai mare impact în campanie. După care intrați în campania respectivă la nivel de grup și acolo vă uitați la fel de sortați după cost. După ce ați ajuns în grupul din campania care cheltuie cel mai mulți bani, vă uitați la metricile care vă interesează pe voi. De exemplu, dacă aveți setat acest cost pe conversie și aveți converted clicks, o să aveți date despre cât vă costă o conversie, care este rata de conversie și așa mai departe. Când analizați aceste metrici, comparați-le cu media pe grup. Da? Spune că aici aveți 10 grupuri. Uitați-vă la grupurile care au costul pe conversie mai mare decât media, de exemplu. Da? Și porniți de la acele grupuri. Un grup care are costul mediu mai mare decât costul pe conversie mai mare decât media înseamnă un grup neperformant. Și încercați să optimizați acel grup. Uitați în grupul respectiv, uitați-vă la cuvinte cheie, sortați cuvintele cheie după volumul de click-uri, astfel încât o să aveți primul cuvânt să fie cuvântul cheie care a trimis cele mai multe click-uri, deci aveți cele mai multe date pentru cuvântul cheie respectiv. Rulați apoi raportul SEO Search, astfel încât să vedeți care sunt cuvintele cheie care au trimis trafic, pornind de la cuvântul cheie care este costisitor și are un cost de conversie mare. Iar de acolo începem să facem optimizări la nivel de cuvinte cheie negative, la nivel de extindere a campaniilor. De exemplu, putem să ne dăm seama că avem cuvinte cheie care merită să fie puse în alt grup. Da? Dacă fac parte dintr-o altă temă și vedem acolo că au o rată de click mic, facem un grup special, adăugăm cuvintele cheie respective, punem o reclamă dedicată, eventual și un landing page dedicat și așa mai departe. Deci ăștia ar fi pașii de bază pentru optimizarea unui cont. Lucru cu cuvintele cheie negative, extinderea campaniilor prin adăugare de cuvinte cheie noi, și creare de reclame dedicate pentru acele cuvinte cheie și cu trimitere către pagini care să fie cât mai apropiate de nevoia pe care o are consumatorul. Ok, am înțeles, mulțumesc. Raluca Apostol ne întreabă la ce se referă Google Ad Grants, ce criterii au, cum poate fi accesat. Asta este o întrebare separată pe care, mă rog, Exact, da, asta este. vreau este un link. Acesta este linkul. Dacă o să dea pe search pe Google pentru Google Ad Grants România, o să ajungă pe pagina aceasta unde sunt definite toate criteriile și toate condițiile pe care le are Google pentru a aplica. Ok.
Pe scurt, prin Google Ad Grant poți să Google îți oferă un buget de, după ce te aprobă, un buget de 10.000 de dolari pe lună pentru a promova ONG-ul. Da, Iar singura. bugetul respectiv este folosit, poate fi folosit doar pe partea doar în campanii de search. Acestea includ și campaniile pe mobil, apropo de asta. Deci puteți să faceți și campanii dedicate pentru platforma de mobil. Ok, mai avem o întrebare de la Daniel. Dacă avem un landing page, donează, ce cuvinte cheie selectăm, luând în considerare că în România nu se caută atât de mult donează? Corect, foarte bună întrebarea asta. Într-adevăr, nu se caută cuvântul donează, de aceea a trebuit să încercăm să ajungem la un public cât mai apropiat de profilul ONG-ului nostru și încercăm asta prin cuvinte cheie care sunt adiacente domeniului, ca să zic așa. Deci nu cităm în niciun caz pe cuvântul cheie donează. Că oamenii nu caută donează, dar îl cităm, nu știu, de exemplu, pentru asociația Ovidiu, putem să încercăm să licităm pentru pe nume de grădinițe din București sau pe copii la grădiniță și așa mai departe, astfel încât ajungem la un public care intenționează să-și trimită copiii la grădiniță. Și putem merge cu un mesaj emoțional în care să încercăm să îi atragem pe site și să le spunem că există și copii care nu au cum să ajungă la grădiniță. Și ei pot ajuta cu făcând o donație mică. Deci e important să ne gândim la cuvinte cheie adiacente, nu la cele care țin de cuvântul donație, efectiv. Ok. Mai avem o întrebare de la Raluca Tună. De multe ori, finanțatorii cer ONG-urilor indicatori de succes pentru acțiunile lor de promovare. Cum am putea da indicatori de succes în ceea ce privește Google AdWords? Ce criterii am putea folosi pentru a oferi finanțatorilor informații despre indicatorii de succes pe care i-am putea avea într-o campanie AdWords? Mulțumesc! Ok. Aici pornim de la obiective. Deci, ar trebui să ne punem pe hârtie obiectivele pe care le are ONG-ul respectiv, obiectivele pe care le are site-ul ONG-ului. Și aceste obiective pot fi 1. Vizualizare de conținut. Am văzut că este un obiectiv destul de frecvent, pentru ca utilizatorii să stea și să citească conținutul de pe site, să citească anumite secțiuni din site. Da? Și avem, asta este un obiectiv. Citire de conținut. Mai avem un obiectiv de genul download formular sau download, nu știu, dacă avem un PDF cu ultimele campanii făcute de ONG, putem să ne stabilim ca și obiectiv downloadul e-book-ului cu ultimele campanii. Și în ultimul rând putem avea ca obiectiv donația efectivă. Da? Avem aceste obiective pe care, după ce le setăm corect din Google Ads, fie le setăm de aici, din Tools, Conversions și definim conversii pentru fiecare tip de obiectiv în parte, așa cum am arătat adineauri, fie le setăm din Google Analytics dacă avem linkuit contul de Ads cu Analytics și pur și simplu le importăm de acolo. Din Google Analytics putem să măsurăm metrici care țin de comportamentul vizitatorilor pe site. De exemplu, dacă avem ca obiectiv citirea de conținut, atunci o să ne uităm la numărul de pagini vizualizate per utilizator și la timpul petrecut pe site. Da? Și aceste metrici sunt în Google Analytics, deci trebuie setate de acolo ca și goal-uri. Nu putem seta din Google Ads. Ok. Și practic scoatem rapoarte cu privire la aceste obiective. Mai mult decât atât, putem să arătăm volumul de click-uri trimis într-o campanie, de exemplu, numărul de vizitatori care a ajuns pe site. E foarte important să știți care sunt așteptările finanțatorilor, adică la ce se așteaptă ei, ce se așteaptă ei să vadă într-o campanie, deci care sunt obiectivele lor. Ok, eu am înțeles. Sper că și Raluca. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să le lăsați pe
cu chat. Profind de ocazie, Cristian, să-ți reamintesc de tema pentru cei care vor să primească un diploma din partea noastră. Primească diploma. Ok, ca și temă, eu aș sugera să, în primul rând, să-și facă un cont Google AdWords, apoi să-și creeze o campanie de SEA, Dynamic Search Ads, care este foarte, foarte ușor de creat, și doi, să-și creeze o campanie de search normală care să conțină minim 3 grupuri, fiecare grup să aibă câte două reclame și câte, nu știu, 5 cuvinte cheie. Întrebarea mea este cum ar putea să fac asta dacă problema este că ar trebui să introducă, dacă nu au încă Google Grants-urile, ar trebui să introducă un card. Nu, pot să fac cum am făcut eu, setup billing details later. Ok. Și ulterior pot să aplice la acel Google Grant. Ok. Deci am să repet din nou. O campanie Dynamic Search Ads, o campanie generală de pe rețeaua de căutare, iar campania pe campania generală ar trebui să conțină 3 grupuri, minim 3 grupuri, fiecare grup să conțină câte două reclame și câte 5 cuvinte cheie. Evident, cuvintele cheie trebuie să aibă legătură cu domeniul de activitate al ONG-ului, reclamele să fie relevante cu acele cuvinte cheie și să trimită către... Nu se mai aude? Da, se aude. A spus cineva că nu se mai aude pe chat. Deci spuneam că cuvintele cheie trebuie să aibă legătură cu domeniul de activitate al ONG-ului. Reclamele trebuie să fie cât mai relevante pe baza cuvintelor cheie introduse în grupul respectiv. Și pagina destinație, unde vor ajunge utilizatorii după ce dau click pe reclamă, să fie una cât mai apropiată de ceea ce caută ei. Ok. A revenit sunetul. Dacă mai sunt întrebări sau dacă mai aveți curiozități legate de marketing online, acum este ocazia să întrebați pe Cristian. Eu o să fac tot posibil să revin și la cei care ți-au trimis ieri site-urile, dar pe săptămâna viitoare o să fac o analiză de bază și o să vin câteva sugestii pe fiecare site al ONG-ului. Ok, îți mulțumim foarte mult. Păi dacă nu... Da, Dan ne întreabă cum anunțăm realizarea temei. Cred că pe tine, nu? Da, mă anunțăm, puteți să-mi trimiteți mie. Și Mihaela ne întreabă, deci dacă nu avem cont, mai clar ce facem? Trebuie să vă creați un cont. Ok. Ok, o să mai revenim și noi cu lămuriri pe mail și o să vă trimitem exact din nou pașii pe care trebuie să-i urmați. Până când se trimit temele, până luni, până la începutul săptămânii viitoare. Și noi o să facem analiză săptămâna viitoare și o să vă putem da și diplomele tot atunci. Ok. Ok, nu mai aveți întrebări, dar trebuie să aveți multe, multe întrebări. Gândiți-vă că aveți un avantaj foarte mare cu acest Google Grant de 10.000 de dolari. O problemă mare care se întâmplă este... că majoritatea ONG-urilor încep să-și pună, cred că am spus și ieri, dar am să insist pe această problemă. Își pun cuvintele cheie mult, mult, mult prea generale într-un singur grup. Și practic fac o singură campanie cu un singur grup, acolo pun cuvinte cheie la grămadă, își pun 100 de cuvinte cheie, își creează o reclamă și atât tot. Dacă faceți chestia asta, șansele ca voi să primiți acel quality score, acel scor de calitate mare sunt mici, pentru că veți fi irelevanți pentru utilizatorii care fac căutările cheie respective. Iar dacă veți primi un quality score mic, Google vă va crește costul pe click, astfel încât o să afișeze alte rezultate înaintea voastră. Crescându-vă acest cost pe click, dacă el depășește 2 dolari, care este limita pusă de Google în granturi,
Nu o să mai puteți să fiți afișați deloc pentru cuvântul cheie respectiv și este foarte greu să îmbunătățiți situația aceasta. De aceea, chiar insist să fiți atenți la structurarea contului Google AdWords. Ok, uite că cineva ne zice că întrebări vor fi în momentul în care o să se apuce de treabă, așa că putem să fim siguri de asta. Alexandra ne zice, am văzut că este și o versiune pro la Google Grants care oferă un buget mai mare, dar criterii mai stricte. Ne recomand să încercăm să aplicăm. Ok, hai să aplicăm în primul rând la Google Grantul de bază, acela de 10.000 de dolari, pentru că am văzut ONG-uri care nu-și ating limita respectivă. Și acum, again, nu. Din punctul meu de vedere, nu este atât de important să atingi limita respectivă, adică să te asiguri că voi da profit maxim de acei 10.000 de dolari pe lună de la Google. Cred că este mult, mult mai important să atrageți un trafic relevant ONG-ului vostru. Da? Pentru că dacă atrageți un trafic irelevant, atunci nu faceți nimic. O să fiți penalizați de Google prin acel quality score și vă atrageți un public care o să plece de pe site-ul vostru și o să vă uite în secunda 2. Da? Deci încercați să fiți cât mai relevanți prin cuvinte cheie relevante, prin grupare și structurarea contului cât mai eficientă și așa mai departe. Ok. Ok. Alex, mai am o întrebare. Alexandra întreabă unde apare scorul de calitate? Ok, pentru scorul de calitate mergeți în tabul Keywords. Iar de aici mergeți în Colors, Customize Colors. La Attributes. Iar în Attributes asigurați-vă că aveți acest Quality Score Edit. Eu l-am adăugat adineauri. Ok. Ok. Dan întreabă dacă este bine să setăm cost per click, un cost per click mare. În CPC. Da, este bine pentru că o să vă afișați la început pentru o poziție superioară și o să aveți șanse să luați click-uri mai multe, să aveți o rată de click mai bună. Deci, da, porniți cu un cost pe click mai mare, mai ales dacă sunteți pe Google Ok, dacă nu mai sunt întrebări, noi oricum rămânem la un click distanță și pe mail. Dacă începeți să lucrați și aveți probleme, puteți să ne scrieți. Cristiano, îți mulțumim foarte mult pentru ajutor. Ok, cu mare plăcere. Sper că v-a fost util acest workshop și așa cum spuneai și tu, dacă mai sunt întrebări, trimiteți-le Madalinei și încerc pe cât de mult posibil să răspund la toate. Ok. Vă mulțumesc tare mult și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Au fost aproape 60 de oameni care au stat alături de noi până acum. Ne revedem online. Vorbim. Ok, seara faină. Mulțumesc tare mult, Cristian.